Cu aproape 400 de desene și participanți entuziaști la concursul Apa este viață, maratonul voturilor pe pagina de Facebook Raj a început. La numărătoarea voturilor se va lua în calcul doar utilizarea butoanelor like sau love pentru aprecierea desenelor. Răspunsul semnificativ al copiilor la provocarea de a ilustra rolul apei în menținerea păcii pe pământ ne-a surprins. A fost și pentru noi și pentru participanți o perioadă încărcată, având în vedere sutele de solicitări de înscriere în concurs cu lucrări care mai de care mai creative și captivante. Chiar dacă unele creații transmise nu îndeplineau în totalitate cerințele anunțate inițial, am decis înscrierea lor pentru a nu-i dezamăgi pe copiii care au dedicat timp și au depus efort pentru a transmite mesajul și îngrijorarea lor în privința viitorului apei. La sfârșitul perioadei de vot pe pagina de Facebook, cele mai apreciate 25 de lucrări pentru fiecare categorie de vârstă vor fi evaluate de către o comisie de jurizare organizată la nivelul societății. Aceasta va ține cont de respectarea cât mai fidelă a conceptului propus în acest an de Organizația Națiunilor Unite, APA pentru Pace, dar și de celelalte condiții stipulate în regulamentul de concurs.